Bună dimineața, John de la Expert Crypto. Haideți să facem o analiză pe Bitcoin și Ethereum. Ce se poate întâmpla în perioada următoare? Vorbim pe o perioadă de, sau pe un time frame, să zic așa, scurt. Azi, mâine, poi mâine, cât și o analiză macro a situației. Bitcoin astăzi 22.174 și acum două zile am spus că șansele ca Bitcoin să rupă rezistența de 21.700 este extrem de mare, lucru care s-a și întâmplat. Haideți să vedem <coughs> ce putem discuta sau ce putem anticipa pentru Bitcoin în perioada următoare. Înainte de a trece la analiza tehnică, vreau să vă arăt pe grupul nostru de Telegram. Știți că la Expert Crypto avem acest pachet de semnale aici. Și punem zilnic semnale. Vreau să vă arăt câteva semnale date ieri de către echipa Expert Crypto. Ieri am dat un semnal pe NIR Protocol. Și aici puteți vedea cât profit au făcut membrii. Bineînțeles avem și chatul la liber care putem să discutăm. Astea sunt câteva screenshot din discuțiile de ieri. Au făcut și 103% sunt care au scos o parte, au schimbat stop loss și au continuat. Și pe Ethereum la fel, pe NIR protocol s-au făcut bani frumos ieri. Acesta este semnalul care l-am dat, target 1, target 2, target 3, target 4 și stop loss-ul. Vi-l arăt astăzi pentru că semnalul încă mai este valabil. În această dimineață am dat acest semnal pe RUN, acum o oră. Deja oamenii au făcut 40% profit, tot de ieri 103% profit și tot așa, semnalul când a fost dat ieri, la 6 fără 5 acesta în dar bine, semnalul a fost dat cu 20 de minute mai devreme. Bun, deci cei care doriți și știți să faceți trading, vă așteptăm pe grupul nostru de semnale și se fac bonus frumoși în această perioadă, foarte mare atenție. Cei care cumpărați yearly pack, este la reducere acum, va fi doar uh, astăzi și mâine vor mai fi reducere, pentru că piața cripto va începe să urce pe total și vom uh, renunța la reducere momentan, pentru că volumul de muncă va fi foarte mare. Acestea fiind spuse, intrăm direct pe Bitcoin. Și astăzi vreau să vă spun uh, ce credem noi ca și echipă și pe crypto, că se poate întâmpla în perioada următoare cu Bitcoin cu șanse extrem de mari. Vom vorbi despre Bitcoin și Ethereum. Haideți să trecem pe Ethereum. Ethereum merge, care se va întâmpla începând cu data de mâine și va fi 13, 14, 15 a acestei luni. Cred că va fi un eveniment de succes. Nu uitați că avem pe data de 13, noile data CPA despre inflație. Și cred că, în funcție de cum vor arăta aceste valori, va influența prețul pieții. Nu avem de unde să știm noi, dar sunt lucruri de luate în considerent. Pentru Bitcoin, foarte mare atenție, suntem pe un timeframe pe weekly. Bitcoin a rupt azi noapte 21.700, lucru care l-am spus în clipul de ieri că îl poate face cu șanse de 90% și l-a luat suport, deci rezistența a devenit suport și iar momentan formează acest pe weekly W pattern. Iar următorul breakout mă aștept să fie la 23.700 și tot pe weekly, dacă suntem atenți și ne uităm, putem vedea că dacă Ethereum merge, va fi un eveniment de succes și nu văd de ce să nu fie, haideți să vedem ce se poate întâmpla pe weekly. Și o să modificăm un pic aceste setări aici, și o să punem aici la IMA 200. Iar aici o să-l punem low. Și vrem să vedem că pe IMA 200, avem aici cu orange, o să-l mutăm cu alb. Și atâta timp cât Bitcoin reușește să rupă peste IMA 200, adică în zona de 23700. Foarte mare atenție, Bitcoin sunt șanse foarte mari să plece direct în zona de 31.700-32.100. Deci tot ce avem nevoie este aici să rupă zona de 23.700 și cred că dacă Ethereum merge, va fi un succes, va ajuta Bitcoin să rupă această zonă fără probleme. Indicatorii tehnici ne arată Exact ceea ce am spus eu acum, am avut acea pe Daily Bullish, bullish Divergency și încă așteptam aici pe acest indicator să avem o confirmare a trendului până în cursul zilei, până în cursul serii sau în cursul zilei de mâine și v-am spus Bitcoin sunt șanse undeva de 90% să rupă în maxim 24-48 de ore zona de 23.700. În cazul în care ori scenariu nu o poate rupe din prima, probabil că o va mai încerca, dar este doar un scenariu care trebuie luat în considerare. Pentru că Bitcoin nu a mai rupt EMA 200 de foarte mult timp. A încercat aici, nu a reușit și probabil că va mai încerca în aceste zile. Haideți să ne uităm și pe Ethereum. Să vă spun pe Ethereum. Dacă evenimentul va fi de succes, Ethereum stă foarte bine acum. Nu uitați acest aspect. Suntem pe weekly dacă evenimentul va fi de succes, mă aștept ca Ethereum în perioada următoare să retesteze zonele de... Nu o să las asta colorat pentru că vreau să vă doar o analiză tehnică, nu vreau să... Deci, mă aștept ca Ethereum să retesteze dacă rupe 1970, să formeze acest W pattern la fel. Și mă aștept ca Ethereum să rupă și să meargă până în zona de 2270 sau chiar 2760 de dolari. Astea sunt bazate pe analiză tehnică, toți indicatorii tehnici, asta arată. În schimb, foarte mare atenție pe daily, pentru că pe daily Ethereum arată că va mai urca și. O să vă arăt o chestie foarte interesantă. Depinde fiecare cum face analiza tehnică. Repet, analiza tehnică e undeva la 25% din totalul prețului anticipat. Deci, Ethereum este la un, să zic așa, un prag istoric în a rupe acest canal ascendent care este început cu o perioadă foarte mare în urmă. Și mă aștept ca Ethereum, în următoarele luni, vorbim 2-3 luni, dacă toate treburile ar merge bine pentru ei, să retesteze zona până chiar undeva în jurul valorii de 3700. Avem acest Fibonacci Golden Pocket care ne indică acest lucru. Dacă Ethereum se respinge de aici, rămâne să vedem pe analiză tehnică ce se poate întâmpla. Dar momentan urmărim la Ethereum 1950. 1950 este o rezistență extrem de mare, care Ethereum va încerca să o rupă probabil în cursul zilei de mâine. Cam atât pentru astăzi, o să fac un alt clip doar pentru membri în care voi face o analiză tehnică pe NIR Protocol și alte monede. Vă pupă, John, toate cele bune!